mare. Fiecare creator asta își dorește. Când îi vezi produsul, să zic, când te întreabă ce simți când ai văzut fotoliul meu, că tot vorbim de fotoliu, îmi bate inima. Nu facem doar fotolii, noi încercăm să exprimăm nostalgiile și pasiunile clienților noștri. Fotoliul s-a născut în 2009 din dorința de a reinterpreta și de a da un sens contemporan mobilierului Ludovic al XV-lea. Fotoliul pentru mine a însemnat importanța pe care o dai spațiului tău. Cred că de asta am fost și foarte atrasă de acest frumos proiect al tinerilor de la fotoliu. Avem mai multe colecții de tapiserii. În primul rând, avem colecțiile noastre de tapiserii, elaborate cu graficieni și cu ilustratori, cei mai talentați din România. Acestea sunt modele imprimate direct pe materialul nostru, care este un bumbac cu efect satinat, care este special pentru tapiserie. Consumatorul trebuie încântat, trebuie să-i arăți și trebuie să pipăie, trebuie să-i încânți toate simțurile ca să înțeleagă de ce produsul tău este important pentru el și pentru casa lui. Pe site găsiți aceste colecții. Sunt fie colecția geometrică, colecția floral și colecții de ilustrații, de exemplu colecția de ilustrații a Mădălinei Andronic. Am lansat și colecția de tapiserii Précieux, care include tapiserii fine de la Hermès, Dedar, Christian Lacroix și Designers Guild. Fiecare obiect are nevoie de a spune cuvântul eu sunt în tendința de anul acesta. Noi la fotoliu ne ocupăm și de piesele cu valoare sentimentală ale clienților noștri. Și anume ne ocupăm de retapițare și de restaurarea mobilierului. Noi încercăm să le întinerim fără să știrbim din frumusețea timpului lor. Există un haute couture și în mobilier. Ești în haute couture? Da, absolut.